calcularea unei fracții dintr-un întreg. Vreau să calculez cât reprezintă 5 șeptimi din 350. 5 supra 7 din 350. Iată, în cazul nostru, întregul este numărul 350. Pentru a calcula 5 șeptimi din el, va trebui ca întregul să-l împart în 7 părți, câte ne arată numitorul, și să numărăm atâtea părți câte ne arată numărătorul, adică 5. Înseamnă că vom face operația 350 împărțit la 7, iar până acum aflăm o singură șeptime, iar pentru a afla 5 șeptimi, ori 5. Egal. 350 împărțit la 7, 50, o șeptime, ori 5, este egal cu 250. Regula este să împărțim întregul la numitor și să înmulțim cu numărătorul.